Primăria din Drobeta, Turnul Severin s-a mobilizat pentru a veni în sprijinul elevilor și dascălilor din municipiu, care vor fi nevoiți să desfășoare cursuri online, dar nu echipamentele necesare. Astfel, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, administrația locală va asigura echipamente IT de înaltă calitate tuturor celor implicați în procesul de învățământ. Anul 2022 începe cu vești bune pentru municipalitate. Este vorba despre 10.858 de tablete care vor fi distribuite tuturor elevilor, iar cadrele didactice vor primi laptopuri și vor avea la dispoziție sisteme electronice, precum camere web, pentru a putea susține în condiții bune cursurile. Tocmai am semnat contractul de finanțare pe fonduri europene pentru achiziția a 10.858 de tablete pentru toți elevii din Drobeta, Turnul Severin, școli gimnaziale și licee, 265 de laptopuri și 339 de camere web. Aparatură necesară pentru a se putea desfășura, în caz de nevoie, ore online, să sprijinim copiii din Turnul Severin. O mare parte din ei nu au și n-au avut posibilitatea în perioada care a trecut să intre online pentru că nu aveau aceste mijloace de informare, aceste tablete. Am ajutat și cadrele didactice cu laptopuri și camere web pentru ca orele să se poată ține în bună cunoștință. Amenințarea extinderii numărului de îmbolnăviri a dus la necesitatea pregătirii unităților de învățământ pentru scenariul în care toți elevii și toate cadrele didactice, precum și activitatea managerială, se vor desfășura în mediul electronic online. E vorba de un proiect de 13.678 RON, undeva la 2.800.000 de euro. Sunt bucuros și fericit că pot să contribui, să ajut la educarea tinerilor severineni, a copiilor noștri. E important pentru noi toți ca educația copiilor să desfășoare în bune condiții. Noi ne dorim ca ei să meargă fizic la școală, dar în cazul în care acest virus continuă să ne facă zile fripte, noi suntem pregătiți să sau îi pregătim pe copii să intre și online. Furnizorul ne-a confirmat că în maxim o lună de zile aceste tablete vor fi la școli, poate chiar mai repede. Rămâne stabilit ca directorii, cadrele didactice să le împartă la fiecare copil în parte. De echipamentele achiziționate prin proiectul primăriei vor beneficia toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin. Vreau să salut proiectul domnului primar. Din câte am înțeles, este un proiect extraordinar. Noi avem un număr de 540 de elevi, care, din câte am înțeles, vor beneficia toți de aceste tablete. Vă dați seama, ținând cont de această pandemie, copiii, mai mult în ultimii 2 ani de zile au fost în online, sunt foarte benefice aceste tablete, deoarece ei, neputând să meargă la școală, profesorii trebuie să-și țină orele în online. Sunt foarte mulți copii care nu-și permit, provin din familii dezorganizate, care nu au părinții salarii și nu-și permit să cumpere aceste tablete. Sunt familii cu mai mulți copii, unde posibilitățile părinților sunt depășite, iar fiecare unitate școlară a întâmpinat până acum probleme în procesul de învățământ online. Noi avem copilași care necesită sprijinul unor dispozitive, deoarece atunci când s-a desfășurat școala online, a fost destul de dificil. Și atunci sunt binevenite aceste dispozitive în aceste momente pentru a sprijini procesul instructiv educativ, pentru a avea un învățământ de calitate. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, consideră că este de datoria administrației locale să asigure elevilor suportul pentru desfășurarea cursurilor fără probleme și fără cheltuieli suplimentare din partea părinților. Astfel, fiecare copil va primi o tabletă pentru a avea acces la educație.